În parcul natural Porțile de Fier se pot parcurge mai multe trasee ecoturistice, precum Alion, Țarovăț, Racovăț-Boldovin sau Valea Vodiței, Dalul Duhovnei. Pe aceste trasee poți ajunge la puncte de belvedere asupra orașului Orșova, situat pe malul lacului de acumulare Porțile de Fier 1 de pe Dunăre, în zona de vărsare a râului Cerna în Dunăre. Aici s-au găsit urme de locuire ale omului, datând încă din Paleoliticul Superior. În centrul traseelor găsim Dunărea, al doilea ca lungime între fluviile Europei, fiind singurul fluviu european ce curge de la vest la est. Traseele urmează poteci de munte care parcurg păduri seculare și pajiști întinse, ce oferă o priveliște pitorească asupra Banatului. Prin zestera lor naturală, aceste trasee ecoturistice reprezintă un muzeu în aer liber, un spațiu deschis unui turism organizat, ecologic, oferind vizitatorului îmbinarea activităților de recreere și agrement cu cele instructive educative, de percepția mediului și de protecția resurselor naturale și istorice.